Imediat după perierea dinților, medicii stomatologi recomandă folosirea apei de gură. Aceasta, alături de pasta de dinți și de ața dentară, sunt esențiale pentru o dantură sănătoasă. Apa de gură a fost creată pentru a reduce prezența plăcii dentare, precum și pentru a elimina tartrul. De asemenea, aceasta poate elimina sau poate distruge bacteriile care nu au fost eliminate cu periuța de dinți. În ultimul rând, apa de gură împrospătează respirația. Sănătatea orală este esențială încă din primii ani de viață. Pentru a avea niște dinți sănătoși, în primul rând, trebuie să ai o alimentație sănătoasă. Periajul de 2 ore pe zi este de asemenea obligatoriu pentru un zâmbet frumos. Iată cum îți poți pregăti o apă de gură acasă din ingrediente naturale. Nu are coloranți artificiali, îndulcitori, conservanți ori arome. Principalul ingredient al acestei ape de gură este bicarbonatul de sodiu, cunoscut pentru faptul că este antibacterian, dar și pentru că albește dinții. Amestecă bicarbonatul cu sarea și înmoaie o periuță în apa caldă. Adaugă amestecul de bicarbonat cu sare pe periuța de dinți. Freacă bine dinții cu această soluție timp de 2 minute și apoi scuipă soluția. Mai poți prepara și un amestec din apă oxigenată și apă. Clătește-ți gura timp de 1 minut cu această soluție și scuipă soluția. Pentru cele mai bune rezultate, folosește o scobitoare pentru a îndepărta tartrul dintre dinți și clătește cu apa călduță. Repetă de 2 ori pe săptămână și vei observa că tartrul va dispărea. Relatează sursebune.com.